Bună ziua! Am vorbit despre atitudini în ultimele două dăți și unele atitudinile vin din cam bazate pe trei cărări și asta e, ideile astea sunt luate de la YouTube, de la o predică de John Paul Jackson. So, dacă vreți să ascultați predica voi, e pe engleză, dar o puteți găsi pe YouTube, se numește The Law of Attitudes, pe engleză, dar cum, you know, adică sunt trei căi în care atragem atitudinele, atitudini. Și dacă nu ai atitudine, deocamdată înseamnă că ești numai de o săptămână în viață. Că, în general, toți avem atitudini. Fie că-s bune, fie că-s rele. So, un domeniu de a atrage prin legea atracției, de obicei, zice, spunem cu cine te împrietenești și îți voi spune cine ești, este un adevăr în zicala asta, pentru că noi, de obicei, atragem ce asupra noastră, de multe ori, ce credem noi despre noi înșine sau despre viață sau ce filozofie avem. A doua lege aici se zice de intrusion. E un fel de atac forțat. Nu-i invitat, nu-i invităm la toți. De multe ori sunt întrebări de ce la oamenii buni sau cum se cadă li se întâmplă lucruri rele. Accidente, you know, moarte, etc., etc. Și asta e în legea asta unde e o circumstanță, un individ se împinge în viața noastră în mod forțat, adică vine în viața noastră în mod forțat și neinvitat. Și la asta mi se pare că toți am căzut victime într-un fel sau altul. So, asta înseamnă că ești om, sunt om. Dar poate să explice anumite lucruri și să-ți dai seama, n-ai făcut nimic greșit, circumstanțe, deciziile altora care te afectează și pe tine. Și a treia cărare e cărarea de invitație. Și aici, de multe ori, mai ales pe bază spirituală, dacă te duci la, nu știu, vrăjitorii din astea care se citește în palmă, dacă te joci cu spiritele, cum ar veni, e fel de a invita în viață și deschizi, pur și simplu, deschizi inima anumitor spirite care, pe urmă, foarte posibil mai târziu să te tormenteze. Dar este o altă procedare și eu cel puțin știu că am picat, cum am venit, nu victimă neapărat, pentru că nu a fost, eu mi-am făcut-o cu mâna mea, dar invitație de legea de, you know, prin a invita, dacă te simți vinovată tot timpul de, sau vinovat tot timpul de ceva pentru că ai fost crescut așa sau pentru că ai fost învățat așa sau inviți prin a te simți tot timpul învinovățită sau învinovățit, e ușor să inviți nesiguranță de sine, să inviți abuz într-un fel sau altul, fie că e verbal, fie că e fizic, fie că e emoțional. E ușor să invităm spirite și duhuri care poate nici nu noi, de multe ori nici nu ne dăm seama. Știu că pentru mine cel puțin, de multe ori nu mi-am dat seama că am invitat anumite duhuri înăuntru prin felul meu de a mă comporta sau de a gândi, prin să mă simt, you know, vinovată tot timpul și probabil bazată și pe felul că am fost crescută și în România, you know, femeile nu erau, femeile erau și așa văzute ca slugă, dar pe deasupra, nu numai că am crescut ca femeie, dar am crescut ca creștin într-o lume ateistă, care noi eram și așa mizerie în ochii lor și deci,
Pe urmă, avem atitudinea subconștient, de multe ori, cel puțin pentru mine, și subconștient, nu neapărat conștient, atitudinea de ești un preș și toată lumea te poate călca în picioare și ce se întâmplă e că te obosești a fi călcată în picioare atâta și te devalorizează treaba asta și simți treaba asta din punct de vedere, mai ales dacă ești creștin, pentru că e o luptă între unde Duhul lui Dumnezeu îți arată un fel că ceva nu e în regulă. Ceva nu e în regulă, dar noi nu suntem clar ce neapărat nu e în regulă, pentru că avem și o înțelegere falsă a umilinții. Asta nu înseamnă că să fii umil înseamnă că trebuie să fii preș care te calcă în picioare toată lumea. Sunt cazuri când Dumnezeu se întreabă, da, apleacă-ți capul și ești preș, dar sunt cazuri în care nu. Trebuie să... Adică să lupți pentru ce crezi și să fii ferm în ce crezi și să nu lași diavolul să te bată când în stânga, când în dreapta. Și de asta e foarte bine să fim foarte apropiați de Duhul lui Dumnezeu, că atunci numai atunci avem claritate când e una și când e alta. Deci, cam am, you know, terminat cu legea atitudinilor. Asta e... În continuare, m-am sculat azi dimineață cu o atitudine. Păi, bineînțeles, hai să dăm și exemple, păi nu? Și atitudinea mea a fost bazată pe frică, ca atare. A venit nerăbdarea și mi-am ridicat vocea asupra copilului meu cel mic. Deși, din cauza că nu ascultat, i-am spus să facă ceva și mi-a vorbit înapoi, dar și mi-a ridicat tonul, dar după aia mi-am dat seama că puteam să comunic aceleași lucruri fără să-mi ridic tonul și mi-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, azi am nevoie de ajutorul tău în fiecare minut. So, trimite cu... Angro, se zice, cred că trimite angro ajutor astăzi pentru că am nevoie. Și bazată pe faptul că în ultimele două săptămâni am avut o pisică care, de când Alex a fost mic, ei amândoi au crescut și n-am avut, o murit, pe urmă a murit un pește care am avut, acum e un racun, cineva l-a otrăvit și la noi în curte și moare. După aia am auzit acum două zile, mi-a zis chat, iară că la lucru... chestia e șubredă sau poate să-și piardă iară lucru și pentru că sunt forțat acum mi-am pierdut lucru că, din cauza sănătății, avem numai un salariu și iară să auzi că ai, you know, temelia asta e șubredă și că se clatină, nu-i ușor și bazată pe asta m-am sculat azi dimineață cu totul mi era întors cum ar veni. Și pe deasupra am avut și un vis azi noapte, că am născut un băiat nou și după înțelegerea mea, tot timpul când ai nașcă, adică visezi că naști, baby, înseamnă că e un început nou, ceva nou se va introduce în viață și nu eram fericită în vis pentru că știam că responsabilități noi vor apărea și nu mai vroiam să am nicio responsabilitate pentru că am zis că ar fi fain să mai am și o pauză de la responsabilități. Și da, m-am sculat cu o atitudine. Să asta în caz de... am vrut să dau exemplu viu, de ce să zic, de ce să vorbim numai despre... adică să predicăm numai în cuvinte, hai să mai dăm și exemple noi. Și bineînțeles că voi încheia cu niște versete din ca încurajare din Numeri 6 cu 24. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pace.
astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Sau să aveți binecuvântări în viață astăzi și toate cele bune. Bye!